Întâmplarea a avut loc în zona Tabace, în incinta unui magazin. Femeia se afla împreună cu copilul, un băiețel de 5 ani. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a venit însoțit de alți doi bărbați, rude apropiate, și, prin violență, i-a luat 11.000 de lei, un lanț de aur, și i-a luat și copilul, fugind în orașul Brezoi, județul Vâlcea, localitatea de Baștină. Cei doi au fost împreună mai mult timp, dar relația se terminase. Acum bărbatul a vrut să încheie altfel socotelile, numai că pe urmele lui au pornit polițiștii Biroului Investigații Criminale de la Câmpul Lung. A fost găsit în orașul natal, iar bunurile împreună cu copilul au fost recuperate. A fost reținut pe bază de ordonanță de urgență pentru 24 de ore. Astăzi, bărbatul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Câmpul Lung cu propunere de arest preventiv. Propunerea a fost însușită de magistrații judecătoriei Câmpul Lung, împotriva acestuia dispunându-se arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.